Cum se poate schimba un nume în renume? E simplu. Toți romașcanii știu că într-un chioșc de pe strada Bogdan Dragoș, lângă școala de arte Sergiu Celibidache, de prin anii 1990, frizerul Gheorghe Sârcu își deservește clientela într-o frizerie micuță, curată și primitoare. Cunoscut ca un bun patriot, Figaro de Roman profesează de 53 de ani o meserie pe care o îndrăgește. Acest an al centenarului, propriu zis, pentru mine ca dintotdeauna este un an bun, foarte bun, din punct de vedere al sănătății, prima dată să spunem, care trebuie să ne... și al patriotismului în ceea ce privește pentru noi românii, în primul rând. Și ce aș putea ca să spun mai mult în privința respectivă anului centenarului? Rămâneți același patriot dintotdeauna care și-a dorit să respecte culorile? Dintotdeauna voi fi patriot, am fost, sunt și voi rămâne în continuare atâta timp cât viața îmi va permite ca să rămân până la sfârșit. Pentru că patriotismul, cum am spus-o și am mai repetat-o și probabil altă dată, nu constă doar în numai în simpli culori al tricolorului nostru, al draperului care ne reprezintă ca patriot, ca țară, ca popor și așa mai departe. Patriotismul este prima dată pentru a ne iubi valorile, a ne iubi cultura, a ne iubi tot ce ne aparține nouă ca români. Deci să iubim din toată inima și să mergem în continuare tot așa, să nu părăsim cultul nostru propriu zis românesc. Gheorghe Sârcu și-are clientela sa fidelă, pe care și-a format-o în cei peste 53 de ani de când a terminat școala profesională UCECOM. Unii s-au dus în lumea celor drepți, dar membrii familiilor lor i-au rămas clienți fideli. Trecut pe 53 de ani, din data de 14 iunie, când am terminat școala la UCECOM, și ținând cont că pensia este așa cum este, mai ne agățăm de un covric, de un cornișor, n-avem ce să facem. Și pentru că dacă aș sta acasă, ca să spunem problema așa, ca pensionar, bănuiesc că nu ajungeam mă 70 de ani în prima dată, ca să spun, că n-am cum să mă exprim. Vă mai vizitează vechi clienți? Da, avem clientela noastră din totdeauna, clienții care au mai rămas, că sunt de 53 de ani, vă dați seama că nu sunt născuți chiar atunci primul client când a venit la mine, chiar dacă au venit și tineri, dar unii dintre ei sunt plecați de mult, alții i-am format în timp, i-am format și mi-au rămas fidel datorită gradului de profesionalism, comportamentul meu, civilizația și așa mai departe. Și disciplina chiar. Cine dacă... Cine se mai tunde azi la chioșcul din Sârcu? Doamne, cum să spun, ca să nu vorbesc vreo prostie, pentru că oamenii se mai și laudă când dau un interviu prin televiziune, prin presă. Am oameni destui de șeful judiciarului din Poliția Română, Romașcană, l-am avut și pe domnul doctor Clocotici, care nu mai este printre noi, în schimb am pe domnul Gal, care este ginele domnului, care face parte la Poliția Comunitară, în schimb am foarte mulți clienți buni, care, într-adevăr, vin datorită faptului că, uitați, eu n-am știut că trebuie să treacă cineva special pe la mine ca să vadă disciplina pe care este în unitatea mea. Bătrânul frizer povestește cu umor cum a ajuns să-și vopsească de câteva ori pe an chioșcul în culorile steagului tricolor. Povestea e simplă și amuzantă prin faptul că la noi au ajuns să fie furate până și steagurile. Cum vreo 20 ceva de ani, când domnul primar Vlad era la Roman aici, ne-a trasat ca fiecare întreprinzător, fie particular, fie de stat, să arborăm în ziua din 1 decembrie, ziua națională a României, să arborăm drapelul României. Am luat din Piatra Neamț un drapel, am dat 500 de lei, ca să spun exact cât m-a costat, un drapel foarte frumos, din matasă, și am venit cu el, l-am montat, l-am aranjat sus pe prăvălie, exact pe prăvălioara asta. Prăvălia mea era în culorile bleu, propriu zis, că de atunci m-aș deranjat prea tare, că dimineața când am venit, am arborat seara cu domnul Puricea de la primărie, era vecine acolo mai sus. Și dimineața când vin, coborând pe la sediul Ministerului Interne în jos, chiar în drumul meu la câțiva metri, nu mai era drapelul. Mă uit, domnule, ce s-a întâmplat cu drapelul? Nu-i drapelul. Vin la prăvălie. Deschid prăvălia, mă duc în grădină, zic, măi, poate l-a luat vântul, poate l-a luat. Dispăruse drapelul. Au trecut de la acea întâmplare 20 de ani bătuți pe muche și Figaro de Roman își revopsește chioșcul de câteva ori pe an.
A trecut sărbătoarea națională, a trecut iarna, a venit primăvara. În primăvară, imediat, m-am dus și am spus, domnule, dacă eu am să-mi cumpăr vopseli, am să-mi fac un tricolor frumos pe unitatea mea, așa, modestă cum este. Și zic acolo, hoțul, dar dacă mi-e prăvăria cu totul și n-are cum să-mi iei, să mă iei tricolor de acolo. Și de atunci, mult mai mult m-a atras și m-a nervat și m-a ambiționat, adică într-un cuvânt, ca să fac tricolor. Și în fiecare an, deci de atunci sunt peste 20 de ani, și eu în fiecare an, de 7-8 ori, de 10 ori chiar reîmprospătez aceste culori al tricolorului. Gheorghe Sârcu a transmis dragostea de patrie și de tricolor și copiilor și nepoților săi. Băiatul e pribeag în Italia, iar fata lucrează într-o prăvălie de cartier undeva mai jos de chioșcul său. Gheorghe Sârcu și-a învățat și copiii și nepoții că patria începe din bătătura casei natale și și-ar dori mai multă sinceritate, mai ales din partea politicienilor. În micuța frizerie vopsită în culorile tricolorului are o colecție întreagă de postere electorale cu toți politicienii care au stat în fotoliu de primar a Romanului sau în acela de parlamentar.